Așa vorbește Duhul Sfânt poporului. Învață mai mult ca niciodată în vremea aceasta să ceri voia mea, zice Domnul. Învață să o cunoști voia mea și învață să accepți voia mea, dar nu cum o ceri tu, ci învață în fiecare zi să faci lucrul acesta, ca să poți să înaintezi pe cale în vremea aceasta și în vremea care îți stă înainte, să nu te clatini sub povara amărăciunii, să nu deznădăjduiești, și să nu te uiți ca unul care stă la răspântii de drumuri din pricina fricii, să te întrebi în ce direcție să o iau, ci să cunoști voia mea că este cea mai bună. Și voia mea este să te țin de mână, zice Domnul, să nu te pierzi pe cale. Voia mea învață-o chiar când ai mijlociri pentru cei dragi și pentru cei din casa mea. Căci iată, voia mea nu-i voia ta. Învață să știi cum să te rogi, ca să se facă voia mea, căci chiar și în anul acesta este anul când pe mulți îi pregătesc, zice Domnul. Unii îmi cer, dar știi tu ce aduce ziua de mâine, știi tu planurile celui rău, știi tu puterea omului de înaintare, puterea de statornicie de a rămâne pe cale? Pentru că nu o știi, de aceea te sfătuiesc eu, Domnul, învață să ceri voia mea, să o cunoști și să o accepți. Pentru că pe unii îi voi lua pentru că vreau să-i scutesc de unele lupte, de unele amărăciuni, de vremurile care stau în față. Și eu știu vremea rodirii. Și când pomul este gata ca să fie cules, iată, zice Domnul, de aceea te sfătuiesc să înveți să te rogi după voia mea. Și dacă vei face lucrul acesta, nu va trebui tu prin insistență să mă faci să-mi schimb planurile, ci eu în îndurare pot face lucrul acesta. Eu în îndurare pot da vindecare. Eu în îndurare pot lăsa viața. Pentru că eu pot ține pe om de mână să nu se clatine, să nu se piardă, zice Domnul. Teleha manavio lobiar. Iată în vremea aceasta mulți, mulți vă clătinați și mulți vă ascundeți adevărata stare inimii voastre. De multe ori veniți chiar în casa aceasta și de multe ori rugăciunea voastră este de pe buze din obișnuință. Iată, vină înaintea mea și varsă-ți inima înaintea mea, așa cum este ea, că eu o cunosc. Dar vreau să-ți aud gura ta să rostească cuvintele care sunt cu adevărat venite din inimă, zice Domnul. Pera lobera vitemas. Nu m-am schimbat, am spus că vreau să mai las îndurare. Dar vremea aceasta e o vreme de cercetare, o vreme de pregătire, o vreme de avertizare. Când vor veni vremurile grele cu adevărat, te vei sta cu urechea la sfatul meu, la sunetul glasului meu, nu te vei pierde, nu te vei tulbura. Multe sunete false s-au auzit și se vor mai auzi, dar cei ce îmi cunosc glasul rămân liniștiți. Cei ce îmi cunosc glasul rămân pe cale, rămân plini de pace, pentru că eu sunt cel ce te voi apăra și te voi ocroti, zice Domnul. Nu vă puneți întrebări care vă aduc tulburare, ce lăsați-mă pe mine să lucrez, ca lohana viale isat. Eu chem pe unii și eu, Domnul, sunt cel ce îi pregătesc. Pe alții, zice Domnul, îi pun în cuptor să-i curățesc, zice Domnul, ca să capete valoarea care o doresc eu, Domnul, ca să-i întăresc, ca să-mi fie o mărturie. Întreabă-te în vremea aceasta, ești lumină doar în casa aceasta? Sau, zice Domnul, te lupți să fii lumină și în afară, căci mulți ochi sunt îndreptați asupra poporului meu. Și iată, dacă în vremea aceasta vei căuta să fii lumină, vei fi ca unul care lucrează împreună cu mine. Dacă nu, unii vă veți depărta de mine. Nu eu mă depărtez de om. Omul se depărtează de mine. Și veți ajunge ca unii care nu m-ați cunoscut niciodată. Așa vorbește Domnul. Da, planul celui rău este să dărâme.
planul celui rău să înșele. Planul meu este să mântuiesc, zice Domnul. Planul meu este să te țin de mână, să-ți dau lumină, să-ți dau putere, zice Domnul. Pune cuvintele pe care le-ai auzit la inima ta și nu te măguli. Nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Omul este schimbător și prin puterea lui nu poate rămâne în picioare. Cel ce se bize pe înțelepciunea și puterea lui poate să alunece. Dar cel ce se bize pe mine, Domnul, și puterea mea, rămâne în picioare și înaintează până la capăt. Iată, voi da o dovadă, căci rugăciunile sunt ascultate și cererile nu sunt zadarnice. Dovadă căci eu veghez. Amin, amin.